Mai este o săptămână de pregătire, lotul nostru este definitivat în măsură de 95%, să spunem așa, antrenorii știu ce au de făcut, dar așa cum am spus, până atunci, vineri vom avea un ultim meci de pregătire în compania celor de la Chindia Târgoviște. Va fi un meci al orgolilor pentru că se întâlnesc două echipe cu tradiții frumoase în spate. Șefii clubului îi liniștesc pe microbiștii din Trivare. Oamenii care conduc clubul spun că este doar o chestiune de zile până când federația va oficializa schimbarea denumirii din SCM Pitești în FC Argeș. Noi lucrăm zi de zi, ați văzut și dumneavoastră, ați observat foarte bine acest lucru. Într-adevăr, vrem să mai perfectăm două, trei transferuri, să vedem dacă și reușim acest lucru. Dar, cum v-am zis, 95% echipa este făcută. Cam cum sunt lucrurile în privința abonamentelor la suporterilor? Ce așteptări sunt? Vă amintesc că e un început mai greu, pentru că nimic nu se face peste noapte. Într-adevăr, există și reticența aceasta acum că am apărut și acum la tragerea sorții cu SCM Pitești. FC Argeș va vinde abonamente pentru noul sezon, inclusiv în ziua meciului amical cu Chindia, adică vineri. Noi, având și avizul pozitiv din partea departamentului juridic al FRF. Totodată țin să aduc la cunoștință că și Ministerul Tineretului și Sportului a operat schimbarea de denumire a clubului din SCM Pitești în Fotbal Club Argeș.